Reprezentanții ADIS și-au desfășurat astăzi a treia campanie de informare și conștientizare a locuitorilor din comuna Valea Lupului privind colectarea selectivă a deșeurilor. Scopul campaniei a fost de a schimba comportamentele locuitorilor, astfel încât separarea deșeurilor să devină un obicei în majoritatea familiilor care locuiesc în zonă. Reprezentanții Adis i și le-au oferit oamenilor câte un ghid de bune practici pentru gestionarea corectă a deșeurilor. Totodată, reprezentanții Adis le-au comunicat persoanelor prezente în zonă despre importanța unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător și despre beneficiile selectării colective a deșeurilor. Suntem pentru a treia oară în Comuna Valea Lupului, unde desfășurăm un program pilot de informare a cetățeanului în vederea unei mai bune colectări la sursă în zonele de blocuri ale comunei. Fiind faptul că colectarea selectivă în zona de blocuri se face mai greu decât în zona de case, ea efectuându-se la platformă și nu din poartă în poartă ca la fiecare gospodărie, încercăm să-i educăm pentru a conștientiza necesitatea și cum se colectează selectiv corect. Locuitorii din Comuna Valea Lupului au fost receptivi la informațiile primite din partea reprezentanților ADIS. Aceștia consideră că este eficientă monitorizarea selectivă a deșeurilor. Ceva foarte eficient și e ceva normal. În fiecare cartier ar fi util. Să nu mai iasă discuții, toate se aruncă la oaltă, toate se... la rândul lor, cine colectează de aici, sunt alții care le sortează. Muncă în plus. Deșeurile care sunt selectate corespunzător pot deveni o sursă importantă de materie primă care poate fi reciclată cu ușurință. Creșterea nivelului de trai în orașul Iași a făcut ca aceasta să pună în pericol solul, apa și aerul.